Ce faci dați? bine v-am la un nou video pe canal După cum știți a fost acest transfer nebun al lui Radu Drăguște la Tottenham Cel mai uh, scump transfer din istoria unui fotbalist român Deci e ceva wow Și mai ales o echipă din uh, primele șase din premiul Cel mai bun campionat din lume Așa că avem momentul să-i simulăm cariera la Tottenham Să vedem ce face în primele sale sezoane La spurs, chiar sunt tare curios Din păcate în FIFA Acesta are doar 72 overall Sper să crească totuși pentru că are acolo so great potential, deci uh, ar trebui să crească totuși ceva. Oricum, mai face niște schimbe ca să, ca să joace, chiar sper să iasă destul de bine experimentul. Nu acolo să apăsați un noi like dacă v-ați de clipul pe canal, sus că e sigur dacă l am făcut-o până acum și haideți să trecem la video, să te chiar în iarnă și vreau să-l transferăm pe Drăgușina Tottenham, chiar pe suma din viața aia. El să zice că ar costa 4.900, dar noi o să fim realiști, nu ca jocul, și o să dăm 25 de milioane Plus Jed Spence Nu știu dacă e la echipă E ceva Pe la rezerve Eu Cred că jucătorul ăsta N-am auzit în viața mea Hai să-l căutăm pe aici Nu știu ce e Center back Ce-o fi băiatul ăsta Spence Ia să căutăm full back Nu e nici pe aici Portar Nu e nici pe aici Mijlocaș Ok, nici pe aici nu e Băi, e o inimă totală, ești nebun la cap Perisic, atacant. O fi atacant, nu e. Atunci nu-l dăm, că dacă nu există la echipă, nu-l dăm. Uh, bun, deci dăm 25 de milioane pentru Drăgușin la Tottenham. Și roba, voi ce ziceți? Credeți că se va descurca la Tottenham Drăgușin în viața la acum? Na, în joc, sincer vă zic, n-am prea mare așteptări, adică are doar 72 overall. Nu știu cât de bine o să joace și cât de mult bage jocul. Deci, chiar n-am ce să zic. Dar noi aici îl transferăm frumos, e și Werner acolo, vreau să luăm și pe Werner să fie cât mai realistă situația. Din păcate pe Werner nu putem să luăm, că e prea important pentru Leipzig. Asta e, rămânem fără Werner, locul o echipă bună ce l-a spus. Sunt tare curios în campionat pe ce loc sunt, că n-am observat. Ia, aici este FA Cup, ok, nu mă interesează asta de mult în Premier League, Spurs e pe 5, a, cam viața reală. Ei, măcar aici e realist. Măcar aici e realist jocul. Hai să facem o schemă Mai întâi îl punem aici frumos pe... Pe Drăgușin. Îl băgăm... În locul lui Romero. Și o să facem niște scheme. O să facem niște scheme ca să joace Drăgușin. Și o să joace. Vă zic -o că o să joace că n-au control N-are încotro jocul. Trebuie să joace Drăgușin. Mergem frumos la Squad Hub Și o să fie ultimul bulanjiu posibil Ca să fie jocul cât mai realist Îi dăm release lui Romero Ok Îi dăm release și lui uh, Dier bai ba, că ăsta în ultimele șase luni Îi dăm doar lui Davis Release Ok uh, Ce mai e pe aici? Van Ok Bun, ar trebui să joaci Bă, măcar cât ceva, câteva Câteva meciuri ar trebui să joci acum În ultimele șase luni Dier oricum o să o să plece. Eu o să le renuiesc căsura contractele ca să nu de afara afară și da, revenim la sfârșitul sezonului să vedem cât a jucat Răgușin. Bun, sunt în la final de campionat. Hai să te mai întâi ce a făcut Spurs în campionat. A câștigat și sunt se asta mă, semifinale. Au pastați asta că nu se ne cred Am avem finala cu Chelsea în FA Cup. Ok. Ok. pa nu, ai mai întâi să... Nu, simulăm și finala. Simbună și final aici. Sper să o câștigăm. Hai să vedem. Ar fi bine rău dacă am câștigat o 3-2. Bine, mă! Bine! Câștigă spursul. Bine, tată! Și ne uităm și în Premier League. Locul 3 în Premier League. FK capul luat. Carabao. Carabao departe. Carabao, ok. Dar e bine. E bine. Un trofeu și locul 3 în Premier League. Eu zic că e top rău. Hai să ne uităm și la echipă. Drăgușin a ajuns overall. Cred că din păcate n-a jucat prea mult. Uh, ia să vedem statistici. Apariții ochile au pe Să ne uităm și la Drăgușin. Are 8 apariții. 8 meciuri. Băi ok, sincer, pentru că oricum a fost adus la a doua parte a sezonului 8 meciuri, nu știu câte meciuri s-au făcut din iarnă până acum. Hai să zicem că cred că a jucat în jumate. În jumate, na. Ce să faci? Ce să faci? Oricum Dier o să plece. Sau Die, cum s-o pronunța. Parcă sau cine e ăla de... Are în ultimele șase luni. Ba nu... Mă, nu mai avem asta ultimele șase luni. E, oricum o să plece. Oricum o să plece. Și rămâne cuplu. Aici frumos să dragușin cu Van de van amândoi tineri, eu zic că o să fie, o să fie rupere. Haideți revenim cu motorul sezon. Ok, am mai tiat un sezon, suntem cam pe roșu, de afară. Hai să vedem ce s-a întâmplat. CASTIGAM Premier League-ul, joacă-o pe asta. N-are cum să ne dea afară, e imposibil. Nare are cum, ar fi urât. Câștigăm Premier League-ul. CASTIGA câștigă Premier League cu Tottenham. Ce aveți, bă? Ce aveți, băi, ești cap? Câștigai și FA capu! Nu, e FA Community Shield, asta cred că e super cupa sau ceva de nu? Aici nu mai suntem în finală și în Carabao pierdem cu City, din păcate. Hai suntem în Champions League, cred că am fost în grupe în Champions League, nu? A, să mor tu că câștigă grupa asta. Să mor tu că Anderlecht câștigă grupa asta. Și la două diferență suntem eliminați și mergem în Europa în Europa, Milan Barça finala. Câștigă Milan, ok. Foarte ciudat. Real în semifinale, ok. A fost el clasic în semifinalele Europa League, mânca așa. -și. Și pe noi ne bate Real în 6-2 general. Da, foarte ciudat, nu o să comentez. Chiar extraordinar <laughs> Destul de ciudat. Vedem aici Drăgușin face 76 overall, deci deja e cam o certitudine. Să vedem Drăgușin, 37 de partide, are și un gol, 10 clean sheet -uri. Sunt tare curios la financial 9,5 mâine, ok. Mai are, până să facă 20 ceva, deci dacă l-au cumpărat cu 20 de milioane și cu e lui, teoretic 20 de milioane, ar trebui, cred că, să-i dea un rating de cel puțin 80 overall, părerea mea. Nu? Cam așa ar veni. Cam așa ar veni uh, să de la rating. Ok, bai că e bine, hai că e bine, hai mai simulăm un sezon și după terminăm să vedem ce va face uh, Drăgușin. Se pare că până la urmă n-am scăpat și am fost dați afară ce de la Spurs. Nu îmi dau seama totuși ce vedem am câștigat uh, campionatul. Să vedem, cred că mai era un match pe aici așa. E pe locul 2 Spurs la 2 puncte, ok, dacă cred că a câștigat Chelsea, iar câte meciuri sunt. 19 cu 19, 38 de partide. Sunt cu, da, cred că o să, Ocu, nu contează atât de mult treaba asta. Na, hai, mai simulăm uh, ultimele meciuri să vedem uh, cine câștigă campionatul, sunt dacă mai are drăgușim vreun campionat. Acum sper să nu-l fi dat cei de la Spurs, că ar fi bulangi dacă l ar da pe, pe drăgușin așa. Hai să dăm pe calendar aici să se ducă mai rapid. Uite, dăm până pe aici așa. Ok, Bun. Și câștigătoarea Premier League este... Este, este, este City. Nu mai câștigă Spurs, din păcate. În FA Cup, să vedem ce au făcut. Nu sunt pe aici, nici în Carabao, văd. Hai să ne uităm în Champions League, ce a făcut uh, Tottenham. Iar sunt, mă, eliminați locul 3 în grupa asta, Ba nu se poate, bă. Ia, Europa League. Bate Newcastle, incredibil, pierde Europa League în finală Tottenham. Bă, păcat, păcat, putea să legă și cu un trofeu european Drăgușin. Hai să-l căutăm aici pe Drăgușin. Uh, unde e, mă? Nu, nu, la transferul search players. Drăgușin, ia. E la Tottenham, 79 overul are de Drăgușin, de-abia acum s-a apropiat de cota sa. Real Radu Drăgușin Hai să vedem și cât a jucat sezonul acesta La Tottenham pentru că putem să vedem chiar și dacă Nu mai suntem la echipă Dacă mai dăm aici frumos la Team Stars, dacă nu mă înșel Și dăm pe Tottenham Care cred că e ultima pe aici Da Tottenham Hotspur Îl căutăm pe Drăgușin Unde e Drăgușin Drăgușin um. Din mă Drăgușin, ia uite, a -t -a -t -a și pe partide doar A, -a, -a l-au luat pe Kim Injaie De ce boss, de ce, de ce Și pe Rudiger Pă nu, era bă de ajuns Drăgușin Na bă, jocul ăsta nu, e urt. e urât jocul ăsta Dar măcar câștigă Premier League-ul Drăgușin cu Tottenham. Dragilor, aici în capăt la acest uh, experiment să zicem Eu zic că a fost cât de cât ok A jucat a jucat și nu putem spune a frecat, dacă acum văd un pic în ultimul său în banca de rezerve. Dar în al doilea, când a câștigat tot am campionatul cu el, a fost titular de drept. Nu uitați acolo de like, neapărat, dacă vă a clipul, să-ți că dacă am făcut până acum și eu v-am pupat și v-am spus la revedere. Ceau!